cele două persoane au fost conduse la sediul poliției pentru audiere, ocazie cu care polițiștii au stabilit că țigările au fost încărcate dintr-un garaj situat pe raza municipiului Galați, închiriat de către un bărbat de 45 de ani din aceeași localitate. Prin extinderea cercetărilor, polițiștii l-au identificat și pe bărbatul de 45 de ani și au efectuat o percheziție la garajul închiriat de acesta, ocazie cu care au mai fost găsite încă 1000 de pachete de țigări cu timbru de acciză Republica Moldova. În baza probelor administrate, un bărbat de 45 de ani și o tânără de 19 ani au fost reținuți de către polițiștii Gălățeni pentru săvârșirea infracțiuni de contrabandă, urmând a fi prezentați în cursul acestei zile cu propunerea de arestare preventivă magistraților. Cercetările sunt continuate de către polițiști pentru stabilirea întregii activități infracționale și a tuturor persoanelor participante.